Nu spuneți când putem începe. În primul rând, vreau să vă mulțumesc că ați dat curs acestei invitații. Mi-am fixat mai multe teze și aș vrea să mă conduc de ele, să nu-mi scape ceva. În această dimineață am convocat ședința celor două comisii municipale, cea pentru situații excepționale și Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a Municipiului Chișinău. Actualmente există crize și nu înțeleg și nu îmi dau seama de ce toată lumea competentă pentru a da niște răspunsuri clare se fac morți în păpușoaie. Știți că animalul acela din poveste, când simte pericolul, se face că moare și stă în hibernare. Așa și cei de la conducerea de azi. Mă sufoc să tac și să văd cum oamenii buni nu se descurcă. Am tot așteptat că poate vor prinde la curaj, se vor maturiza, vor ieși din zona de confort, de frică și de ezitare, și vor spune lucrurilor clar pe nume. Credeam că vor ieși și își vor asuma lucruri importante și vitale pentru fiecare subiect. Am impresia că cineva s-a ascuns în tufari. Mâlc și așteaptă ca poate cumva vor trece aceste crize. Sau cineva va lua decizii în locul lor. Sau că oamenii nu vor observa că zilnic mor oamenii de COVID. Spitalele sunt pline. Că nu mai avem locuri și paturi. Că nu e gaz suficient și că am fost informați să economisim. Că vom achita mult mai mult pentru gaz. Am o întrebare, de cine tot purtați cu vorba prin tot felul de conferințe, cu declarații printre dinți, că nici noi nu înțelegem. Noi nu înțelegem. Autoritățile. Nu să vorbim și despre ceilalți oameni. Vedem pe rând la TV cum ies și se perendează tot felul de experți, care de fapt sunt experți în toate domeniile ultima perioadă. Și în sănătate publică, și în problema gazelor, și în multe alte aspecte. Și acești diversi experți ne explică frumos ceva, unii ne spală pe creier, pe când vocea celor care au fost puși în frunte nu este. Oamenii tac. Dacă vă aduceți aminte, Doamne ferește, dacă anterior, cu un an în urmă, nu se dădeau la zi datele statistice pe situația COVID. Acum un an, dacă deschideam paginile de Facebook, la fiecare dintre cei care astăzi sunt la conducere, care pasau câte 10, 15, 20 de publicații cu tot felul de recomandări, criticau și erau mari specialiști la scris, în practică se dovedește că totul este practic invers. Care sunt scenariile concrete la fiecare etapă? Unde și cum sunt informați oamenii? Care sunt statisticile și cu ce concret vin organele competente pentru a combate creșterea numărului de îmbolnăviri? Ce concret faceți voi pentru ca oamenii să se vaccineze? Am văzut doar persecuții împotriva medicilor, a profesorilor. Unii erau foarte mult deranjați că într-o lăbus nu se anunță despre COVID. Sau nu toată lumea poartă mască. Serios? Și tot voi ieșiți și spuneți că masca nu ajută. Voi. Că virusul se plimbă după ora 17:00 și tot așa mai departe. Municipalitatea are sute de acțiuni de divers tipuri pentru informare și combaterea virusului în această perioadă pandemică.
Ce are Ministerul și Guvernul? Ce concret avem astăzi? Care este rodul muncii voastre? O întrebare retorică. Care sunt acțiunile? Unde este matricea generală pe care să o vedem și noi, să o înțelegem? Ce faceți voi acolo? Ați scăpat situația absolut de sub control și măcar nici nu vă pasă la acele atenționări pe care vi le facem periodic. Multiplele scrisori pe care le-am transmis noi către autoritățile centrale, am propus și un program și pașii, acțiunile concrete care trebuie să întreprinse, rămân practic fără un răspuns. Nici măcar nu ați putut prelungi practicile bune, nu să veniți cu noi acțiuni pe care le-ați tot promis oamenilor. Să fi fost astfel de situații pe timpul fostului guvern, îi ardeați deja pe toți pe rând. Trebuie să remarc că sunt duble standarde în această privință. Deci, cazurile de COVID-19 sunt în creștere alarmantă în Republica Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău. Dacă continuăm cu această cifră zilnică de îmbolnăviri, cu peste 2.000 de cazuri, 2.500 de cazuri și câte 40 decese pe zi, bolnavii vor sta pe coridoare și în rânduri ca să ajungă după salvare. Uitați-vă ce se întâmplă în regiune. Vreți să ajungeți la o astfel de situație? Când va trebui să ducem bolnavii în alte state? Mortalitatea în ultimele 7 zile este de 5,8 decese la 100.000 populații. Iar comparativ cu săptămâna precedentă, acest indicator este în creștere cu 27% și de 2,7 ori mai mult față de luna trecută. Se observă o creștere progresivă a numărului de cazuri și decese. Spitalizarea pe cazurile COVID. La nivel național sunt mobilizate 3.017 paturi în instituțiile medico-sanitare publice, spitale raionale, municipale și republicane, destinate pacienților cu COVID-19, inclusiv 335 paturi în secțiile de terapie intensivă. Paturile de staționar sunt ocupate în proporție de peste 90%. Totodată, paturile în terapie intensivă sunt toate ocupate, iar eliberarea acestora, în cele mai multe cazuri, se produce prin decesul pacienților. Cât de dur nu ar suna acest lucru, dar acesta este adevărul astăzi. La această etapă, 8 spitale municipale au fost activate ca spitale strategice COVID, ceea ce constituie capacitatea maximă de spitalizare din municipiu. Aceste instituții medicale nu mai pot fi și alte instituții nu mai pot fi identificate la ziua de azi. Capacitatea totală de spitalizare în spitalele municipale a fost extinsă la maximul posibil de 1.553 de paturi. Paturi pentru adulți și paturi pentru copii. În municipiu, de la începutul pandemiei, au fost extinse de 4 ori numărul paturilor în terapie intensivă. Astăzi avem 73. Astăzi, în spitalele municipale sunt 50% din pacienții din toată țara. Noi nu alegem. Dar pot fi situații când nu vom mai putea primi pacienții din Republică, deoarece nu avem locuri pentru cei din Chișinău, care nu vor merge în alte raioane pentru a se trata. Dar și în această situație nu avem de la cei de la minister un scenariu. Ce fac specialiștii de acolo? Pe scurt, capacitatea de spitalizare COVID-19 în municipiul Chișinău este desfășurată în felul următor. Departamentul COVID la Modexpo, 350 de paturi staționar, inclusiv 30 de paturi în terapie intensivă și 100 de paturi pentru triajul pacienților. Sfânta Treime,
200 de paturi care vor fi activate de la 1 noiembrie 2021. Arhanghelul Mihail, 300 de paturi staționar COVID, inclusiv 16 terapii intensive. Spitalul de ptiziopneumologie, 150 de paturi staționar COVID. Spitalul numărul 4, 30 de paturi. Maternitatea municipală numărul 2, 50 de paturi. Spitalul Gheorghe Palade, 310 paturi, inclusiv 9 paturi terapie intensivă. Spitalul de boli contagioase pentru copii, câte 100 de paturi staționar. Spitalul Ignatenco, 63 de paturi staționar COVID. Totodată, în contextul pandemic imprevizibil, s-a dispus activarea a 18 paturi terapie intensivă la Sfânta Treime. Numărul de paturi terapie intensivă ar putea fi sporit cu încă 5 paturi la Arhanghelul Mihail, cu 5 paturi la Gheorghe Palade și 6 paturi la ptiziopneumologie. Total cu 16 paturi. În cazul furnizărilor acestor echipamente de terapie intensivă de către Ministerul Sănătății. Anume, în spitalele municipale, paturile de tratament COVID sunt la maximă și la extremă limită. Totodată, practic, nu există paturi libere în secțiile de terapie intensivă. Anume, spitalele municipale preiau circa 50% din numărul total de pacienți la nivel național. Este o presiune enormă. Medicii muncesc la epuizare, iar resursele umane medicale sunt insuficiente. COVID la copii. În total, în Republica Moldova, la ziua raportării au fost înregistrate circa 21.000 de cazuri confirmate în rândul copiilor, sub 18 ani. Acestea reprezintă o proporție de 6,5 din numărul total de cazuri înregistrate în această perioadă la nivel național. Cea mai afectată grupă de vârstă sunt cei de la 12 la 17 ani, cu 10.268 de cazuri, constituit 50% din totalul de cazuri în rândul copiilor. Actualmente se atestă o creștere de 2 ori mai mare a numărului de cazuri săptămânale în rândul copiilor față de numărul maxim săptămânal înregistrat în cele 2 valuri precedente COVID în Republica Moldova. Procesul de vaccinare. De la inițierea campaniei de vaccinare împotriva COVID din 2 martie 2021 au fost administrate la nivel național circa 1.500.000 de doze de vaccin. În Chișinău, rata cu ambele doze la populație generală constituie 36%, fără a lua în calcul pe cei care s-au vaccinat în România. Estimăm că această cifră ar putea ajunge la 45%. Cea mai mare rată de vaccinare în municipiu predomină la 2 grupuri profesionale, cadrele didactice și cadrele medicale. Peste 96%. În municipiu există cea mai bine dezvoltată infrastructură de vaccinare. Un centru municipal de vaccinare cu capacitate de imunizare de 1.200 de oameni pe zi, 70 de puncte de vaccinare, 2 puncte mobile de vaccinare, troleibuz și autobuz, ați văzut, la care s-au făcut cozi inclusiv în această sâmbătă și duminică. La fel, activează și echipele de vaccinare la domiciliu de către asistența medicală primară pentru persoanele cu dizabilități sau dificultăți locomotorii. În continuare, efortul major trebuie depus pentru imunizarea împotriva COVID și respectarea regulilor de protecție. Scenarii de extindere a numărului de paturi COVID. În perspectivă, alte capacități de spitalizare în spitalele municipale nu mai sunt. Insistăm, și este și în decizia comisiilor ambelor, ca Ministerul să revadă și să regândească toate aceste scenarii. În contextul de creștere continuă a cazurilor zilnice, fapt care va duce la lipsa acută de paturi pentru internarea pacienților cu forme grave și critice, cu participarea Guvernului și Ministerului Sănătății, trebuie identificate în Chișinău, dar și la nivel de țară, soluții suplimentare de internare prin activarea paturilor și secțiilor pentru tratamentul COVID. În spitalele republicane, din subordinea Ministerului, Spitalul Clinic Republican, Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Spitalul de Dermatologie și maladii comunicabile. Fortificarea și sporirea
capacităților spitalelor raionale, ceea ce spuneam la nivel național. Activarea și extinderea capacităților spitalelor satelit, spitale de suport COVID-19, din cadrul raioanelor din proximitatea geografică a municipiului Chișinău, Ialoveni, Strășeni, Criulenia, Neni Noi. Coordonarea activării spitalelor departamentale, cum ar fi la Ministerul Apărării și la Ministerul de Interne. Implicarea și responsabilizarea socială a spitalelor private din Republică pentru internarea și tratamentul pacienților COVID. În contextul de extindere a numărului de infecții zilnice, la peste 2300-2500 de cazuri și mai mult, sunt necesare paturi și secții suplimentare de tratament și paturi în terapie intensivă, inclusiv, cum spuneam, și în spitalele municipale. Totodată, necesită fi organizate puncte cu suport de oxigen absolut în toate spitalele, republicanele și cele municipale, prin adaptarea și dotarea spațiilor disponibile din aceste instituții cu stații și rețele concentratoare și butelii de oxigen. Asigurarea logistică și suplinirea continuă a rezervelor de oxigen este o acțiune absolut importantă. În cazul unui scenariu total pesimist cu cazuri noi de infecții zilnice, peste 3.000 de cazuri, trebuie identificate și pregătite spații extinse pentru desfășurarea paturilor de suport și tratament COVID, spații similare ca pavilioanele de la Mobexpo. Avem mari necesități pentru spitalele municipale și solicităm, insistăm public, că văd că nu mai aveți timp să răspundeți la scrisori. Chiar vă rog să ascultați acum și să notați, pentru că eu nu sunt medic, dar am competență și profesionalism să ascult de cei mai buni specialiști pe care îi avem și să învăț pentru a interveni. Iată de ce este nevoie concret, acum, urgent, imediat. Necesitatea de a fi organizate puncte cu suport de oxigen absolut în toate spitalele republicane și municipale, prin adaptarea și dotarea spațiilor disponibile din aceste instituții, cu stații și rețele concentratoare și butelii de oxigen. În contextul de aprovizionare constantă cu oxigen, de securizare și excluderea situațiilor neconforme, am solicitat Ministerului de Resort, la întrevederea din septembrie, dotarea imediată a centrului COVID de la Mobexpo cu o stație de oxigen. Centrul COVID consumă cea mai mare cantitate de oxigen. Trezește o totală nedumerire faptul că există o stație nouă de oxigen procurată de Ministerul Sănătății din resursele Băncii Mondiale, care stă depozitată, absolut nefuncțională, în timp ce pacienții de la Mobexpo au nevoie de oxigen în cantități majore. De ce expunem la un risc extrem pacienții și cadrele medicale, în timp ce stația cu oxigen securizată poate fi instalată în termen foarte scurt? Oficial și public insistăm Guvernul și Ministerul Sănătății instalarea acestor stații de oxigen la centru COVID conform normativelor indicate de Agenția de Supraveghere Tehnică. Cerem furnizarea prioritară a utilajelor medicale necesare pentru dotarea spitalelor COVID din municipiu și cred că trebuie să faceți acest lucru și la nivel național. Odată ce este stare excepțională, aceste lucruri pot fi achiziționate de urgență, atât medicamentele, cât și echipamentele, prin derogare. Am remis anterior, dar vom transmite repetat către minister lista de echipamente esențiale necesare. Sunt mari restanțe la această etapă pe partea financiară legată de gestiunea COVID. Toți medicii și managerii de spitale municipale raportează insuficiența preparatelor antivirale pentru tratamentul pacienților cu COVID-19 conform protocolului clinic național de tratament COVID. Anticipăm o creștere cu cazuri noi de infecții zilnice, fapt care necesită pregătirea altor spații pentru desfășurarea paturilor de suport și tratament COVID. Repet, în spitalele municipale nu mai avem alte spații. Aceste spații trebuie identificate și mobilizate la nivel de spitale republicane sau
alte locații adaptate. Atenționez, vom avea nevoie și de spații medicale suplimentare pentru copii infectați cu COVID. La fel, aceste spații trebuie în regim de urgență identificate. Referitor la asistența medicală primară, sporirea rolului asistenții medicale primare în monitorizare și tratamentul la domiciliu a pacienților COVID cu forme ușoare și medii este esențială în contextul scenariilor pesimiste, cu lipsa paturilor de spitalizare. Ministerul Sănătății trebuie să intervină și să ajusteze protocolul național de tratament COVID pentru posibilă extindere de tratament la domiciliu a pacienților cu forme grave. Iată că acestea sunt etapele și ceea ce trebuie să se facă și unde trebuie să se intervină. Vreau să vă comunic că săptămâna trecută am avut trecerea iarăși la gestionarea crizei și pandemiei în regim manual. Ne întâlnim practic în fiecare zi cu toți conducătorii instituțiilor medicale ca să vedem cum putem face față acestor lucruri. Repet, dacă va continua tot așa și dacă voi nu aveți curajul, atunci ne vom asuma noi la nivel de municipiu introducerea restricțiilor mai dure. Eu nu mă tem de decizii nepopulare. Am mai făcut-o și anul trecut. Vom regândi cum să revenim la școală și în ce condiții, cum să introducem restricții în spațiu public, vom modifica orele de aflare în oraș, cum să muncească angajații și tot așa mai departe. Doar că toate aceste decizii ar putea fi inutile dacă nu există la nivel de țară o gândire per ansamblu. Putem noi pune restricții în Chișinău, dar în toată Republica să rămână la fel, iar în zilele de weekend toată lumea este în capitală. Noi am văzut tot multe interesante pe internet, că uite, trebuie municipalitatea, că, nu știu, că conductorul, că șoferul trebuie să intervină, șoferul trebuie să conducă autobuzul sau troleibuzul, nu trebuie să se bată cu cetățenii, că poartă sau că nu poartă mască. Pentru asta este poliție. Iar noi poliție municipală nu avem. La fel ca și cu supermarketurile și multe alte lucruri. Solicităm să vă treziți, să vă reveniți, să începeți a face cu adevărat lucruri bune. Pentru asta v-au votat oameni, nu doar declarativ. Că am și uitat cum arată unii miniștri la față. Precizez, primăria municipiului Chișinău și anul trecut și anul acesta de pandemie am investit enorm, inclusiv în echipamente și consumabile. Astfel, doar anul trecut au fost alocate peste 132 de milioane de lei în lupta cu COVID. Menționez că nici autoritățile precedente și nici autoritățile curente nu ne-au rambursat niciun bănuț din cheltuielile efectuate. Cheltuieli care în mod normal ar fi trebuit finanțate de la bugetul de stat sau din fondurile Companiei Naționale de Asigurări în medicină. Poate e timpul? Dacă nu ar fi fost bună organizarea și mobilizarea spitalelor și autorităților municipale, criza epidemică și anul trecut și anul curent, sistemul medical din țară nu s-ar fi isprăvit cu presiunea pandemică. Cerem Guvernul și Ministerul Sănătății alocarea imediată a resurselor pentru gestionarea eficientă a crizei pandemice, resurse necesare pentru procurarea echipamentelor emergente necesare spitalelor, a medicamentelor și consumabilor, inclusiv a preparatelor antivirale pentru tratamentul COVID. Este datoria dumneavoastră. Nu vă cerem nimic suplimentar decât cei ca să vă faceți treaba. Referitor la gaz și începerea sezonului de încălzire. Voi, mă ating acolo, vă rugați să fie mai cald, pentru că de altfel oamenii vă vor lua în furci și se va afla mult prea repede adevărul. Da, am semnat dispoziția din data de 22 octombrie să fie pornit agentul termic în Chișinău. Ce pot spune? Nu a ajuns la toți. Astăzi am discutat, este doar o treime conectat. Oamenii de sus s-au gândit la deconectarea focului veșnic. Poate asta ar fi fost soluția cea mai mare de economie, eu cred că o soluție rușinoasă pe care o pot face, dar ca unele instituții sociale pot rămâne fără căldură, s-au dat la minim contoarele și nimeni nu s-a îngrijit de acest lucru.
Numai noi știm, ne-am adunat și am gândit că poate deconectăm în zilele de weekend, iar de la o lună să dăm căldura copiilor în școli și grădinițe. De acest fapt trebuie să-și bată capul guvernul. Termoelectrica, care este principalul furnizor și unicul furnizor de energie termică în municipiul Chișinău, nu aparține primăriei și nu este gestionată de primărie. Iar astăzi am discutat și am văzut îngrijorarea domnului Ieni, dar îl înțeleg perfect. Dacă nu are suficientă materie primă, să spunem așa, nici nu poate furniza mai departe. Și oamenii îngheață în continuare în apartamente. Și da, este grav că putem să ajungem să achităm aproape dublu pentru gaz, nu știu care o să fie prețul, dar și nu este prerogativa primăriei să discute despre acest subiect. Putem să discutăm, dar oricum deciziile se iau la nivel central. Cum compensăm noi oamenilor săraci aceste lucruri? La unele categorii s-a ridicat pensia până la 2000 de lei. Ce facem când o să vină doar factura și va fi de 3 sau de 4000 sau de 5000? Nu există nicio claritate. S-a vorbit despre transparență. Noi nu știm cum să procedăm în acest sens. Dar în schimb, ne spun experții și cei de la conducere că vom rămâne mândri. Săraci și mândri. Noi vrem foarte clar să vedem pachetul de susținere către toți cetățenii, inclusiv și pentru Chișinău. Astăzi, practic, doar Chișinău compensează oamenilor nevoiași facturile și așa usturătoare. Am zis, vom achita în continuare acele 40% din facturi pentru perioada rece. Dar nu vom putea extinde această asistență. Dacă suntem atât de mândri, haideți să venim și cu un suport pentru populație. Asta e datorie oricărei conduceri. Am văzut și am rămas stupefiat de acea decizie în care s-a mai interzis prin lege presii să reflecte acest subiect. Asta ce e? Cum adică? Închidem gura oamenilor? Care e situația? De ce astăzi, iată, noi am dezbătut, dar n-aveam ce dezbate până la urmă. Că nu există nicio certitudine, nici Chișinău Gaz, nici termoelectrica. Nu știi care putea să fie scenariul. Ce se întâmplă dacă de la 1 decembrie nu vom avea gaz? Cum trebuie noi să ne pregătim? Explicați-ne ca noi să știm. Da, noi am pus sarcina Comisiei de situații excepționale și Comisiei de Sănătate Publică să elaboreze scenarii. Ce fel de scenarii dacă noi nu știm datele probleme? Dar 1 noiembrie este peste o săptămână. 1 decembrie este peste o lună. Cerem în acest caz de criză să avem scenarii clare. Dacă nu le aveți, ieșiți public și spuneți că nu sunt. Le pregătim. Cine rămâne conectat? În ce condiții? Să fim informați care sunt riscurile. Vrem să cunoaștem prețurile, măcar aproximative, ca să putem estima și noi cheltuielile. Oamenii vor adevărul. Și cred că trebuie să faceți tot posibil ca acest adevăr să fie făcut public. Și să știm la ce să ne așteptăm. Succint am vrut să mă refer, pentru că a fost și discuția în cadrul comisiilor de dimineață, referitor la incendiu. Să fie foarte clar, niciodată nu mă voi lăsa oamenii și sunt mândru că am o echipă care au făcut foarte multe lucruri în aceste zile și ne-am mobilizat. Astăzi am propus Comisiei Situații Excepționale următorul lucru pentru a ajuta oamenii de acolo. Și mă bucur că unanim a fost acceptat. Fiecare familie din cele 20
care au avut de suferit în urma incendiului vor primi suma investită la procurarea apartamentului, în conformitate cu contractul. Din câte am fost informat, cel mai mare apartament a fost de 25 de metri pătrați, a costat 19.000 de euro. Vom rambursa această sumă fiecărui care a avut de plătit. La această sumă am convenit dimineață că vom adăuga câte 50.000 de lei pentru procurarea mobilei sau celor necesare. Pentru fiecare apartament. Pentru fiecare familie de la etajele inferioare vor fi ajutate inclusiv cu sume bănești după ce vom face toate evaluările. Iar, sincer, mi s-a frânt inima când am văzut o familie care a investit în apartament acolo, a făcut reparații și abia a ieșit cu reparații cu un copil mic, luând un credit de 30.000 de euro. O să ajutăm pe fiecare. Voi propune, dacă nu va fi suficient la fondul de rezervă, să intervenim la Consiliul Municipal Chișinău și sunt sigur că vom accepta. Ce vom întreprinde în continuare la fața locului? Pe parcursul zilei de ieri s-a făcut curat în toată clădirea, s-a strâns apa, oamenii au fost ajutați să facă ordine, s-a făcut curat în jurul blocului. Urmează ca imediat să fie evacuat etajul 6, care au rămas table și lemn, ars în urma incendiului și va fi restabilit acoperișul. Cu regret, mansarda, din câte înțelegem, în asemenea formulă nu poate fi restabilită, mai ales din motive de siguranță. Specialiștii spun că există un risc sporit. Cum am zis, ce urmează să facem? Vom aloca surse financiare din fondul de rezervă și, dacă nu va fi suficient, vom solicita suportul CMC. Vom deschide suplimentar un cont bancar, iar cei care doresc pot contribui. Cheltuielile vor fi făcute transparent și public. Avem deja mai mulți prieteni și parteneri din România care au zis că vor să contribuie în acest sens. Știu că sunt și alții, inclusiv agenții economici, dar și persoane fizice, care vor să ajute în acest caz. Mă bucur că putem fi solidari în această privință. Vin repetat, am făcut-o și ieri, cu un apel public către toți agenții imobiliari care doresc să susțină aceste familii. Puteți să interveniți pentru a reface repede acoperișul casei și cu alte propuneri pentru ca acești oameni să fie ajutați. În prezent, oamenii care au necesitate sunt cazați. Restul casei este conectată practic la toate rețelele. Am avut o problemă legată de rețeaua de electricitate, dar cred că se va soluționa rapid. Vom interveni cu toate cele necesare. Unii oameni trebuie să răspundă penal pentru gravele încălcări în asemenea construcții. Din câte am înțeles, este același constructor ca și la mansarda de strada Independenței, care tot a luat foc anterior. Poate în asemenea cazuri ar fi bine să se sesizeze organele competente într-un final. Asta în linii mari am vrut să vă spun. Dacă sunt întrebări, sunt gata să ofer răspunsuri. Ieri trebuia totul să fie. Bălbâiala asta nu ajută la nimic. Cu nimic. Repet. În asemenea circumstanțe trebuie să fie un centru unic de comandă și el să-și preia toată responsabilitatea. Noi suntem gata și suntem disponibili în orice moment să asistăm cu tot ce este necesar. Și faptul că nu există o viziune clară, iar ea nu există, este regretabil. Nu sunt eu cel care să le dau timp. Am zis, toate aceste lucruri trebuiau făcute ieri și noi am atenționat, am transmis scrisori, am vorbit despre acest lucru. Nu am băgat capul în nisip. Nu am folosit tactica struțului. Repet, unii făceau câte 10 declarații pe zi despre cum trebuie gestionată pandemia acum un an de zile. Nu i-am mai văzut la televizor nicăieri de nu știu cât timp. Nu
termoelectrica nu are suficientă capacitate. Asta e ceea ce am înțeles eu azi de dimineață. Dar suficient gaz. Nu doar gaz. Deci nu se conectat. Am vorbit că pe parcursul săptămânii curente vor fi alte 500 de blocuri conectate. În total sunt aproximativ 4.000, conectate sunt peste 1.300, dar datele reale pot să le dea colegii de la termoelectrică. Și repet, termoelectrica nu este o subdiviziune a primăriei. Este o entitate care este subordonată Ministerului Economiei. Anterior, termocomul a fost a primăriei, dar s-a produs ceea ce s-a produs, la asta o să revenim. Asta a fost discutat dimineața, da. Altceva? Referitor la stația de oxigen de la Montex, Noi să vă dăm toată corespondența cu Ministerul în acest sens. Și atunci, ministra mea că are întâlniri săptămânale cu cei de la primărie. Colegii noștri participă la punctul focal. Este adevărat. Noi am insistat să fie făcut acest lucru. Așa, și acolo nu se discută. S-a discutat. În repetate rânduri s-a discutat. Dar acțiuni, zero. Cu cât vom procura gazul? Dumneavoastră știți? Eu vă întreb, pentru a lua ulterioare decizii, cu cât, dacă atât de transparent se vorbește, cât o să ne coste gazul? Eu vorbesc despre faptul că ați spus că pe este interzis să vorbească despre acest... Păi, dar este stipulat negru pe alt. Este negru pe alt, că inclusiv vor coordona reflectarea în mijloacele medie. Cine face asta? Ce e asta? Anul 37? Este scris, nu confirmați sau infirmați dumneavoastră. Este scris negru pe alb în acea decizie. Punct. În acea decizie. Haideți să citim ce scrie acolo exact. Am putea să discutăm, dar nu eu vă rog să citiți exact cum scrie formularea acolo. Se fac evaluările și cum o să le avem toate evaluările făcute, o să revenim. Eu cred că este foarte rușinos acest act. Justificarea lor a fost și mai penibilă decât acțiunea. Focul veșnic nu este despre mofturi, este despre sacrificii. Iar pentru ei, cei de la conducere, poate aceste detalii vitale, haideți să spunem așa, sunt străine, la fel ca și celelalte două probleme la care am făcut referință. Nu știu, poate le este străin faptul că pleacă sau nu azi medicii și profesorii din sistem despre cum și cu ce bani vom achita gazul, care nu-i, și despre alte probleme cotidiene. Reiterez, nu poți fi așa de cinic și să calci toată istoria cu sânge cei care au luptat pe pământul care noi cu dumneavoastră astăzi mergem. Domnul Ceban, vreau să vă întreb după acest incident de intercept cu GNZ, sunt efectuate anumite verificări la un ele sunt efectuate periodic. Ele sunt efectuate periodic. Pot să vă spun că în această casă, chiar când am făcut evaluarea apartamentului, am găsit și butelii de gaz. Asta e situația și pe locuri și responsabilitatea. Controlele astea nu își dau efectul scontat. Nu pot să controlez zilnic. Azi ai controlat, peste o săptămână, situația se poate schimba. Nu poți face lucrurile astea chiar așa. Facem tot posibil în această privință, facem un apel și către locuitorii municipiului. Să fie cât se poate de. Se construiește la mansardă. La cele care sunt în construcție, sau care urmează să fie construite,
De unde aveți informația că se construiește la Zelinski? De unde aveți informația că se construiește la Zelinski? Eu știu foarte bine. Da. Mansarda aceea a început să fie construită în 2015. Acum lucrările sunt stopate, firma este în faliment și nu continuă. Dumneavoastră ați încercat să manipulați acum opinia publică. Repet, nu se construiește. Unu. Doi. Nu se construiește de acum, pentru că nu a fost eliberată nicio autorizație. A fost o tentativă pe care eu personal am format-o pe doga de construcție a mansardei. Nu se construiește. Nu s-au eliberat pe perioada mandatului meu acte. Am zis, a fost o singură tentativă pe care eu am blocat-o. Altceva? Eu vă rog să citiți dacă este posibil ca să... sau dacă pot colegii mei să dea ca să citesc eu. Cu referire la reflectarea în presă a subiectului. O să așteptăm acțiunile conducerei țării și o să revenim. Succes!